Iasă să termina șmecheria. Stau cu ochelari doar ca și țancă uraganul. Cum îmi stă cu ăștia? Oameni buni, cum îmi stă cu ăștia? Noutăți pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok. Ce noutăți sunt? Brânză! Porodici! Mă duc și azi la aparate! Vreau să mă duc la păcănele și să caut omul ăla care să știe la păcănele, pentru că mie mi-a scris tăți că eu după ce că mă joc la păcănele și îmi bag banii, îs și prost că nu știu să joc. Și eu vreau să văd dacă este vreun expert în păcănele. Eu vreau să văd dacă este vreun expert în păcănele. Să vedem care e expertul ăla în păcănele. Ok, îl băgăm 500 de lei și nu pe 10 lei, pe 20 de lei mâna, automat. Să vedem. Cine e expertul ăla în păcănele să știe cum să joace să câștigi? Bă! Vreau să văd cine e expertul ăla. Cine e expertul ăla la păcănele? Că voi mi-ați scris că eu îs prost la păcănele. Să scot când îs pe plus 20%. Deci dacă bag 100 de lei și fac 120 de lei să-i scot afară și să fug. De ce m-ați făcut disperat de viață? A? Că eu am procedat așa. Eu am procedat așa. Vreau să vă văd pe voi, jucătorilor de pariuri sportive aseară, cât ați câștigat? Cât ați câștigat pe România? Mă, prietenilor, auziți aici. Eu v-am spus și voi trebuie să înțelegeți. Ați văzut ce mâncare mănânc? Știți cât a fost meniul la mâncare? Cât e meniul la mâncare asta? Două ochiuri de ou, de găină, țanțoșă de casă. Ou îi 80 de lei bucata. Ori două ouă îs 1.600.000. De găină țanțoșă. 1.600.000 două ouă. Astea două ouă ajunge la 5 milioane cu grăunțele care le dăm la găina țanțoșă pentru că-s grăunță din spic de grâu manufacturat de cerealistică. După care trebuie adunate ouăle, angajat muncitoare sau muncitor, salariat, plătit taxe și impozite. După care aceste ouă trebuie pusă la prăjit în tepșie zepter de cel puțin 2000 de euro originală cu retroactiv pe fundul tepșiei nii, avă la cătie tata. Înțelegeți? Și după aia gazele care le folosești la ou. Nu mai zic că le speli cu apă, că folosești ulei, alo să ne înțelegem,
ajungi la 6 milioane două ouă pe care am mâncat eu. Mergem în continuare, am avut o brânză chiral. O brânză chiral făcută din oaie de la țâță, mult lapte de la țâță de oaie franțuzească. Țâță de oaie franțuzească care o păscut doar pe anumite peisaje mioritice. Frumos! Iai! Înțelegeți? După avem taiporodicea. Taiporodicea, ați văzut? Mari roșii de casă adusă și crescute. Original vă spun, adevărat vă spun, că cu bălegar de vacă Holstein roșiile ajunge cel puțin la 170 de euro kilogramul. Brânza e pe peisaj mioritic, oaie franțuzească cu lână de aur, ajunge la cel puțin 16 milioane kilogram. Masa mea de dimineață mâncavaș, fără să punem aceste solubile grăunță, ni. Vedeți? Ni! Aceste solubile grăunță, moi tai, ni! Care le folosesc fraulinii în descendența IQ-ului. Screaște! Îți crește inteligența mâncând acest sâmburi. Înțelegeți? Ne. Această masă total așa ajunge la cel puțin 10.000 de euro. Să nu mai punem apa pe care o beau din cristal de Bohemia. Ioi, să știți că eu vă iubesc. Vă iubesc foarte tanto. Vă iubesc foarte, foarte mult. Ioi, bună-i. Și scumpă-i apa asta. Pentru că apa asta nu-i ca și care o bea orice muritor de rând. Asta e apă adunată odată pe lună dimineața când se îngână noaptea cu ziua și iasă razele de soare și atunci roa dimineață să scurge de pe anumite flori de colț, nu de pe orice câmpie, flori de colț. Și asta mi se adună mie. Doamne ajută, cristal de Bohemia. Auziți? Țingilinghi.
Mă pupă, tata, Nelson Mondialu. Ioi! Și aici avem cu Danane. Numai că migrează cu din astea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le lăsați! Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru poftă bună! Ube, tata, copii! Leacurile! Cine-i? Cine acolo? Cine-i? Cine acolo? Cine acolo? Salut! Puțină Caterinca așa de dimineață ca să porniți bine tăți. Da? Să știți că mâncarea asta, un leu ou, 2 lei, încă un leu un porodic, 3 lei, pâinea, cu 5 lei cumpărăm o pâine întreagă și o mâncăm o săptămână, intermeditat, constelat, feliat, pe câte două zile o feliuță, două feliuțe. Deci cu 10 lei mănânci și îți ajunge toată ziua. Vă pup! Neau!